ușor de an înainte de a construi nou București, a decis să-l distrugă pe actual. Niciun primar în istoria Bucureștiului recent nu a trecut printr-un mandat fără să aibă un buz public. Sunt mai mulți primari de sector din București care se plâng de faptul că, odată ajuns primar general, Nicușor Dan nu le-a mai răspuns la telefon. Bine v-am găsit la Spin. Astăzi vorbim despre București și problemele destul de mari din București din ultima perioadă. Și o să vorbim asta cu Adrian Vigheciu, consilier municipal București. Bine venit, Adrian, la Spin. Mulțumesc mult pentru invitație. Pare așa cumva că primarul general, pe românește, face mișto de noi. Ieri am făcut din zona parcului Herăstrău până la Romană, la ora 17 și 15 minute, am plecat din zona parcului Herăstrău și am făcut vreo 57 de minute până la Romană, în trafic. În același timp, domnul Nicușor Dan, primar general, a rezolvat probleme de matematică, s-a filmat și a făcut un filmuleț pe care l-a pus pe Facebook. Deci, practic, vreo 43 de minute și 55 de secunde a durat rezolvarea problemelor la matematică pentru evaluarea de la bacalaureat și domnul primar spune la începutul acestui filmuleț și că a stat 25-30 de minute să înțeleagă subiectele, ceea ce mi se pare absolut normal, ca să le poată rezolva. Sigur, integrale erau pe acolo, algoritmi și așa mai departe, care sigur ne ajută foarte mult în viață în general. Întrebarea mea este, n-ar trebui mai bine să se ocupe domnul Nicușor de rezolvarea problemelor de trafic, de exemplu? Să-și aloce așa o oră și un pic, cam ce zici tu? Din punctul meu de vedere, în momentul în care ești primar general al unui oraș de magnitudinea Bucureștiului, trebuie să fi făcut înainte puțin administrație. Pentru că dacă vii ca un ageamiu și nu faci altceva decât să încerci să te profesionalizezi la locul de muncă, avem rezultate de genul acesta. Eu am fost contrariat să-l văd cu câtă naivitate a declarat într-un podcast că a fost naiv în momentul în care a candidat la municipiul București, pentru că el aprecia că va rezolva mult mai ușor problemele orașului. Problema de fond a acestui primar general este faptul că suferă de un autism instituțional, în sensul în care nu are capacitatea să se ridice deasupra problemelor și să genereze o agendă. O agendă în care să spun așa, nu am capacitatea să rezolv toate problemele acestui oraș, dar 1, 2 și 3 le voi ataca frontal și la sfârșit voi spune că am rezolvat traficul astfel încât Nelu Barbu și bucureștenii să poată parcurge într-un timp rezonabil distanțe mici 5 km. Oraș. 5 km, 57 de minute. Știți care e problema aici? El n-a putut să vină să spună așa, domnule, eu sunt un om cu o viziune mai degrabă nordică și atunci o să vin să fac așa. O să fac investiții majore în ceea ce înseamnă transportul public în comun și o să fac în așa fel încât oamenii să nu mai fie nevoiți să meargă atât de mult cu mașina. Problema este că, în pofida declarațiilor pe care le face că am înnoit parcul de troleibuze sau au venit 100 de tramvaie, lucrurile astea trebuie să înțelegem că vin din vechiul mandat, adică procedurile făcute și achizițiile făcute pe aceste mijloace de transport în comun sunt făcute înainte de 2020. Următorul primar general va avea o problemă majoră pentru că nu reușește să se agațe cu absolut nimic de acest mandat al Nicușor Dan. Nu sunt niște proiecte în derulare pe care să poți să le preiei, să le continui. Nu avem nicio investiție majoră demarată în ultimii 4 ani în București. Păi, dacă te uiți în București, că iar e o chestiune pe care n-am înțeles-o și tu, fiind consilier general, poate o știi mai bine. Avem așa, am înțeles, podul Grand trebuia renovat, da? Și au început niște lucrări la podul Grand, care afectează traficul îngrozitor oricum din partea vestică a Bucureștiului. Dacă te duci în centru, la Romană, de exemplu, la Amzei, e un șantier cap-coadă, e un dezastru acolo, că de-aia am și făcut atât probabil. Pe Barbu Văcărescu s-au început lucrările la modernizarea liniei tramvaiului 5, da? Și s-a început la tot tramvaiul. Adică la tot. S-au pus niște gărdulețe, sunt niște escavatoare, e un trafic îngrozitor pe acolo
și atât de prost făcută povestea, încât nu mai poți, dacă stai pe partea stângă, pe Șerbănescu, Văcărescu și așa mai departe, trebuie să mergi vreo 25-30 de minute până la prima intersecție în care poți să te întorci astfel încât să intri la tine pe străduță unde ar veni să stai acasă la tine. De ce crezi tu că au plecat toate poveștile astea așa brusc? Adică am înțeles că trebuie făcute investițiile, dar timpul pare greșit ales. De ce toate odată? Principalul motiv este ăsta, cum v-am spus. Eu dacă mă duc acum să fac societate civilă, nu aș ști să fac lucrul ăsta. Același lucru se întâmplă și la el, dar invers. El a venit să facă administrație neștiind lucrul acesta, cum se face, cu ce se mănâncă. Vă spun un lucru, că e o poveste întreagă cu podul Grant, care impactează într-adevăr partea de nord și de vest a capitalei. Păi, el nu face decât cealaltă jumătate nereabilitată a podului Grant, pe care nu a terminat-o primarul precedent. Dar atunci nu a fost atâta bulibășeală, atâta nebunie, pentru că cealaltă bandă, celălalt sens, este deja finalizat. Doar că ce să vedeți, atunci s-au apucat oamenii vara, când era lumea în concediu, când erau copiii la școală, s-a lucrat în trei schimburi și s-a gătat la începutul toamnei. Și nu a resimțit nimeni o povară atât de mare. Pe când acum, vedeți și noastră că deja ne apropiem de jumătate de an de când se lucrează acolo și cred că va mai dura. Cu linia 5, eu am văzut în presă cât de mult s-a rostogolit povestea asta. Domnul Nicușor începe și repară tramvaiul corporatiștilor. Într-adevăr, eu mi-aduc aminte foarte bine că în 2020, în fiecare dimineață, cu foarte multă tenacitate, Nicușor Dan în persoană stătea cu flyere la ieșirea de la metrou Pipera. El era acolo în fiecare dimineață, vorbea cu corporatiștii, le explica că uitați, noi suntem de dreapta, că vom face, că așa mai departe. Deci aici este o poveste pe care ar trebui să o spunem o dată pentru totdeauna. Oriunde în lumea asta, oamenii care lucrează în corporații sunt oameni de stânga, nu de dreapta. Numai la noi s-a creat această distinție greșită, probabil venind undeva din anii 90, că intelectualii, profesorii, oamenii din corporații sunt de dreapta. Nici pe departe. Acești oameni peste tot în lumea asta sunt oameni de stânga, cărora stânga le apără drepturile. Dar am vrut doar să fac o paranteză. Ei, acolo, într-adevăr, au fost foarte mulți votanți care s-au îndreptat, s-au încolonat și au mers să dea votul lui Nicușor Dan, USR-ului și noului București. Toate voturile alea sunt convins că se vor întoarce ca un bumerang acum împotriva lui, pentru că sunt oameni foarte educați care au văzut că efectiv nu s-a întâmplat nimic și nu îl vor mai crede că cu 5-6 luni înainte de alegeri s-a apucat să repare o șină de tramvai și ei vor fi... Să dureze o viață, Adrian, și ne mănâncă viața nouă între timp. Chiar așa, după 4 ani, cum arată nouă București, din punctul tău de vedere? Nicușor Dan, înainte de a construi nouă București, a decis să-l distrugă pe actual. Nu s-a mișcat absolut nimic. Nu am reușit să vedem niște proiecte să vină în fața bucureștenilor, în fața Consiliului General, să le promoveze și să fie într-o coerență. Vă dau un exemplu foarte, foarte important și foarte important și pentru Nicușor Dan. Și-a construit imaginea publică ca fiind un apărător al patrimoniului și ca fiind un luptător împotriva neregulilor constatate în urbanismul bucureștean. Să ajungi în situația în care să blochezi absolut orice investiție, să ai situația în care fonduri de investiții private îți pleacă din București pentru că nu are o predictibilitate pe zona de urbanism, este un lucru foarte grav. Și îl auzeam zilele trecute plângându-se că Bucureștiului lipsesc anual vreo 2 miliarde de lei. Sunt fix banii pe care îi vedeam în anii trecuți că intrau în visteria Bucureștiului pe zona de construcții. Dar, în momentul în care vii și spui, domne, totul este rău, pot să fiu de acord, dar vino și pune ceva în loc. Eu mă așteptam ca primarul general, după ce a suspendat toate planurile urbanistice din București, să vină să spună așa, dom'le, eu am o nouă filozofie, vreau un București mai aerisit și vreau să am un plan urbanistic general care să ne dea niște coordonate civilizate de București de secolul 21. Am înțeles necesitatea benzilor unice pentru transportul în comun ca să ne obișnuim să mergem mai mult cu transportul în comun și mai puțin cu mașina, că poluăm ca așa mai departe. Numai că modul în care a fost făcut, mi se pare că mai rău ne face.
Bulevarde importante au fost cumva ciuntite pentru a trece autobuzul. Foarte bine să treacă, să nu stea oamenii foarte mult în trafic, dar n-ai venit cu o alternativă pentru cei care totuși au de mers, poate vin din afara Bucureștiului și nu au în acest moment mijloace de transport în comun. 1. 2. Ce e cu parcările făcute pe toate străzile, parcări publice pe toate străzile ever din București? Îți dau exemplu de la, din centrul Bucureștiului, de lângă Palatul Victoria. Este o stradă de, nu știu cât are, 100 de metri, habar n-am. Ea e cu dublu sens, adică teoretic acolo ar trebui să treacă două mașini, una pe lângă alta. Numai că pe stânga și pe dreapta primăria a făcut locuri de parcare plătite. Și atunci nu poți să intri pe stradă, pentru că cel care intră dinspre Vasile Alexandrii, să spunem cumva, trebuie să aștepte să vină cel din Iancu de Hunedoara și invers. E un dezastru acolo. Cum să faci, cum să transformi o stradă cu dublu sens, obligatoriu, o stradă cu unic sens, că n-ai cum altfel, alternativ evident, pentru că ai făcut parcări pe bani. Ce fac cu banii aia? Ce face primăria cu banii aia? Că n-a construit nimic, nicio parcare. A construit vreo parcare primăria în ultimii 4 ani? Nu. Aici e o poveste cu parcările nou construite în București, că toată lumea încearcă să laude spunând cifre și cifrele astea n-au nicio legătură cu realitatea. Povestea asta că am construit 5.000 de locuri de parcare, 2.000 de locuri de parcare, este doar o perdea de fum. Pentru că a construi o parcare nouă înseamnă a oferi posibilitatea să parchezi acolo unde înainte nu puteai să parchezi. Și atunci sunt foarte mulți primari care ce fac? Iau străzile, le transformă în străzi cu sens unic ca să poată să se parcheze mai organizat și pe stânga și pe dreapta. Nu, o parcare ar trebui să fie un proiect autorizat în care, mai ales cum este situația în București, să ai pe un spațiu cât mai restrâns posibilitatea să parchezi cât mai multe mașini, ceea ce înseamnă parcări pe vertical. Atât primăria de municipiu, cât și primăriile de sector au câștigat foarte mulți bani la buget în ultimii 3 ani, ca urmare a faptului că la nivel de sector parcările au crescut de până la 11 ori ca plată, de 11 la ori? 50 de lei la 650 de lei, da? Se plătește anual, iar în București plătim acel 5 lei pe oră. Primarul capitalei nu a putut să facă un lucru cât se poate de simplu și să spun așa: doamne, suferim la capitolul parcări. Ei bine, toți banii ăștia care vin în surplus ar trebui să meargă țintit pentru a rezolva problema parcărilor. Pentru că, apropo de cei care vin din afara orașului, sunt ferm convins că cineva care vine din, știu și eu, județul Argeș, în București, ar fi foarte mulțumit dacă ar avea posibilitatea undeva la intrare pe Iuliu Maniu să-și parcheze mașina și să își facă treburile prin oraș, mergând cu metrou sau mergând cu transportul public. Problema este că, într-adevăr, nu există în București, la fiecare intrare, aceste park and ride. Da? A promis 15, dacă mi-aduc eu bine. A promis 15, nu există nici măcar o coală de hârtie pe care să fie desenată una din acestea. Iar ceea ce îi reproșez eu lui Nicu Șordan, că va intra în istorie fără ca în mandatul lui să fie aprobat un singur plan urbanistic zonal, celebrele puzuri, nu face referire la afacerile private, face referire la ceea ce se întâmplă public. Niciun primar în istoria Bucureștiului recent nu a trecut printr-un mandat fără să aibă un puz public. Și acum vreau să mă explic pe scurt. În momentul în care municipalitatea decide să facă un park and ride, să facă o străpungere, să facă un pasaj, să facă un pod, are nevoie de un plan urbanistic. Ei bine, în acești 4 ani, noi nu am avut niciun plan urbanistic cu destinație publică la nivelul municipalității. Și lucrurile astea se Dar de ce? Nu. Că? Nu are această capacitate de a vizualiza și de a prioritiza, nu are echipă, nici proprie, nici politică. Vedeți, povestea asta cu independentul la un moment dat își arată limitele, pentru că până la urmă vrem, nu vrem, votul dat de cetățeni este un vot politic. În momentul în care ai un independent, la un moment dat va arăta că nu are tracțiune prin prisma faptului că nu are o susținere reală din partea partidelor politice și ajunge în anumite momente să fie tras așa ca o marionetă într-o parte sau în alta, în funcție de unii sau alții.
Spune-mi un pic cum e cu bugetul, că au fost două ședințe până acum de Consiliul General în care bugetul nu a fost aprobat. Ești consilier general, de ce nu ai aprobat bugetul capitalei? Aici sunt și probleme de formă și probleme de fond. Problemele de formă sunt următoarele. Avem un primar general care iar a câștigat primăria capitalei, afișând un drapel al transparenței, al dialogului. Este al patrulea buget pe care vrea să-l promoveze Nicuș Ordan și la niciunul dintre acestea nu am întrezărit o formă de dialog cu societatea civilă, cu cetățenii interesați, cu grupurile politice din Consiliul General. Mai mult decât atât, eu eram obișnuit să văd la nivelul municipalității un buget care să fie digerabil și pentru cetățeanul de rând. În momentul în care bugetul intra în dezbatere publică, cetățeanul putea să vadă acolo un slide în care era reprezentat grafic. Dom'le, uite, noi din 100 de puncte cât are bugetul anul ăsta, 10 puncte le ducem către termie, 10 puncte către transport, 10 puncte către investiții, 10 către salarii și așa mai departe. Acum se încarcă documentul acela foarte greu de descifrat de către cineva care nu este specializat în finanțe publice locale și lumea se uită chiorâși la el. Deci avem pe de-o parte aceste probleme de formă, iar problemele de fond sunt următoarele. Municipalitatea, din prisma faptului că nu reușește să facă o prioritizare a problemelor, arată ciuntit. Actualul primar a adus oameni fără o reală competență în a conduce direcțiile subordonate Consiliului General. De exemplu, directorul general de la parcuri, care este asumat de USR și care este membru USR, nu are capacitatea să dezvolte proiecte prin care să cheltuie până la sfârșitul anului bugetul alocat și nu sare de 20-30% din bugetul alocat. Înseamnă că acolo avem o problemă și eu nu mai pot să văd și în 2024 că mi se supune la vot bugetarea unor proiecte care au fost și în 2023 și în 2022. Și nu au fost finalizate și nici măcar începute unele dintre ele. Exact. Ai zis de parcuri. Ai copii, nu? Da, am doi copii. Mulțumesc. Unde mergi cu ei, nu știu, un weekend? Pentru că eu locuiesc în sectorul 1, din păcate. Și în Herăstrău e Jale. Jale, adică e Jale. Nămol. Știm cu toți. Locuri de joacă ruginite în care mi-e frică să-l las că e toddler și își rupe ceva pe acolo. Hai să zicem că în Bordei ar mai fi pe aici pe acolo câteva zone, erau de fapt anul trecut, care arătau mai decentuți, acum e proagă. Chiar așa, unde te duci cu copiii? Din cauza acestor probleme, am preferat în ultimii ani să merg cu copiii în afara Bucureștiului, pentru că prefer să fac 40-50 de minute până la o pădure din județul Ilfov, spre exemplu, sau din Giurgiu, decât să mă mint că pot să am timp de calitate într-un parc bucureștean. Aici, din punctul meu de vedere, parcurile din București ar trebui toate date spre administrare sectoarelor. Mm-hmm. Pentru că este clar, e o problemă care este mult prea puțin importantă pentru un primar general. Dar pe mine mă sperie să, adică dacă bine, dacă frecventez sectorul 1 și ajunge, mă uit la Bazilescu și iar e Jale. E o suprapunere nefericită acolo, din păcate, în momentul de față. O să fac o paranteză. Există, apropo de limitele și al lui Clotil și al lui Nicușor, există în sectorul 1 un cartier foarte mare în zona Băneasa. A și apărut public foarte, foarte des problema de acolo și anume cartierul Greenfield, da, unde oamenii aceia sunt exasperați, unde oamenii aceia, fiind în special tineri, au votat covârșitor USR-ul atât la sector cât și la capitală și atât Clotil cât și Nicușor nu au reușit să găsească un dialog pentru a le face oamenilor de acolo o străduță astfel încât să nu mai fie nevoie să ocolească tot cartierul, aproximativ 30-40 de minute, ca să poată să iasă în drumul principal. Deci acolo este cât se poate de clar că există doi primari care nu au putut să facă un proiect a cărei investiții era undeva la 100-150 de mii de euro, astfel încât oamenii aia să nu mai trebuiască să piardă 30-40 de minute pe zi cu mașina, cu poluare în jurul cartierului. Au fost oameni care au venit inclusiv în fața Consiliului General și ne-au spus foarte senin că
or să facă toate demersurile, inclusiv să își proclame autonomia față de București, că nu se mai poate. Nimeni nu ia în considerare decât la vot. Și acolo, care ar fi soluția, din punctul tău de vedere? E drumul acela care trece prin pădurea Băneasa, corect? Exact. Care există. Exact. E un drum forestier, nu? Aici mă rog, este asfaltat. Aici este o mai degrabă ambiția de matematician al lui Nicu Șordan. El vine și spune așa: dom'le, nu se poate să avem un drum prin pădure. Dar nici nu se poate să fim autiști și să nu observăm că drumul acela există. Pur și simplu există, își produce efectele și în absența lui am generat mai multă poluare decât în prezența lui. Atunci el preferă să spună: dom'le, să lăsăm veverițele, să lăsăm potârnichile să meargă pe acolo. Și căprioarele, că sunt în pădurea Băneasa. Bine, mi-aduc aminte că domnul Nicu Șordan și-a lansat candidatura undeva în prelungirea Ghence. Cunoști zona, că ai fost acolo de curând, da, și ai făcut și un filmuleț. Eram administrator public la sectorul 6 în momentul martie 2020. Cum e astăzi, în martie 2024? Este la fel de rău. În iunie 2020, Nicu Șordan ieșea din dulap fix în acest loc. Într-o conferință de presă mai mult decât ridicolă, actualul primar al capitalei promitea nu doar rezolvarea problemelor din prelungirea Ghencea, ci și un nou București. Ce s-a ales la 4 ani de la acel moment, nu e greu de observat. S-a ales praful. În pofida a ceea ce ni s-a promis atunci, nu s-a întâmplat nimic. Acolo s-a creat așa o poveste că, domne, prelungirea Ghencea este de nefăcut, domne. E ceva atât de complicat, atât de... Eu vă spun așa, în sectorul 3 și 4 s-au făcut poduri, s-au făcut supralărgiri, s-au făcut drumuri noi, care sunt de o complexitate mult mai mare decât prelungirea Ghencea. Doar că și acolo nu a existat preocupare. Eu merg, cred că, săptămânal în zona respectivă și văd că nu există un muncitor care să dea cu hârlețul în pământ. Și atunci nu se întâmplă. Atât timp cât nu ai alocare de fonduri acolo, atât timp cât nu mergi în paralel cu exproprierile și cu execuția lucrărilor, nu se întâmplă. Acela, din punctul meu de vedere, iar este un proiect care odată pentru totdeauna va trebui asumat cu subiect și predicat de primarul sectorului 6 și care să spună: domne, uite, facem un credit sau un parteneriat cu finanțe de la municipalitate, ne asumăm noi să generăm execuția acestui proiect. Dar ce ar trebui acolo, de fapt? Nu trebuie făcut altceva decât împărțit pe tronsoane. În momentul în care pe tronsonul 1 ai finalizat exproprierile, să te apuci de execuție, dar cât timp faci execuția pe tronsonul 1, să mergi cu exproprierile pe tronsonul 2 și așa mai departe. Adică nu e nicio chestie complicată, trebuie doar să asfaltezi și să și faci să ai conexiunea cu județul Ilfov. Și să ai și voința să faci asta. Exact. Bine, hai să ne gândim așa la trei lucruri pe care Nicu Șordan le-a promis când a fost acolo și a lansat candidatura și cam în ce stadiu sunt. Cu traficul am înțeles. Deci a promis un trafic mai redus cu 40%. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, cred că e mai greu traficul în București cu 40% decât acum 3-4 ani. A promis mai multe spații verzi în capitală și mai îngrijite și parcuri. E Valea Plângerii și în Cismigiu, care vorba e vis-a-vis de primărie. În Herăstrău, nu mai zic, în alte parcuri din zona sectorului 1, de asemenea, groaznic. A mai promis niște școli și after school-uri, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, vreo 150. S-a construit ceva în ăștia 4 ani? Nu s-a construit absolut nimic. Eu nu am reușit să văd nici la fază de proiect o gândire cu privire la ceea ce putem numi pe larg infrastructură. Nici rutieră, nici școlar, nici spitalicească, nici de orice natură. Noi, în momentul în care ajungi primar general al Bucureștiului, nu mai poți să-ți permiți luxul de a fi un simplu opozant. Vine și spune, inclusiv în anul 4 de mandat: noi, haideți să vă spun eu că eu m-am luptat, am desființat companii, am luptat. Dar nu poate să vină să pună pe masă să spună: doamne, uite, eu am făcut drumul acesta, 40 de unități de învățământ, am rezolvat problema urbanismului, am rezolvat problema traficului. Dacă vă aduceți aminte, cu traficul a apărut după primul an de mandat al lui Nicu Șordan celebru expert în trafic de la New York, pe care și-l afișa în campanie,
dar că nu i-am mai răspuns la telefon ca și multor altora. Uitați-vă că nu există... Poate avea probleme la matematică de rezolvat. Exact. Nu există o coordonare cu primăriile de sector. Sunt mai mulți primari de sector din București care se plâng de faptul că, odată ajuns primar general, Nicușor Dan nu le-a mai răspuns la telefon. Exista o practică în trecut făcută de toți primarii generali în care lunar sau odată la două luni primarii de sector se întâlneau la aceeași masă cu primarul general și discutau anumite probleme care fie traversau mai multe sectoare, fie țineau de competența municipalității și impacta sectorului. O ultimă întrebare. Ce te-ar face să votezi totuși bugetul pe anul 2024, calitate de consilier? Noi, consilierii generali ai Partidului Social Democrat, am depus și anul acesta o serie de amendamente la buget, prin care nu am cerut decât lucruri de bun simț și vă dau un exemplu punctual. În momentul de față există o lege la nivelul municipalității prin care persoanele cu dizabilități au dreptul să primească 500 de lei lunar de la Primăria Capitalei. Legea aceasta nu se respectă și noi am cerut public în felul următor. Dom'le, ori îți asumi și vii și spui, dom'le, eu nu pot să creditez persoanele cu dizabilități și nu vreau să le mai acord acest stimulent în cuantum de 500 de lei sau deloc, ori respecti legea și le acorzi oamenilor stimulentul lunar. În momentul de față, municipalitatea are datorii față de acești peste 60.000 de beneficiari de peste 500 de milioane de lei. Pentru că și aici e foarte interesant să vii să spui că ai plătit datoriile municipalității în condițiile în care, vă dau un simplu exemplu, persoanele cu dizabilități sunt neplătite în cuantum de 500 de milioane de lei, pentru că primarul general a consimțit să nu mai acorde 500 de lei și să acorde 250 de lei, să nu mai plătească lunar, să plătească o dată la două luni. Și dacă ar accepta, nu știu, măcar în parte din amendamentele depuse de voi? Există o coerență în momentul în care ești la vot într-un consiliu local. În momentul în care amendamentele propuse de tine sunt introduse în buget, nu ai cum să nu votezi bugetul. E an electoral, ce-i trebuie Bucureștiului? Îi trebuie o viziune, îi trebuie un primar harnic și îi trebuie și puțin noroc să depășim momentul ăsta care, o să vedeți, lasă foarte mult balast în urmă. 4 ani de neimplicare, 4 ani de stagnare, nu vor fi ușor de recuperat de următorul primar al capitalei. Mulțumesc mult, Adrian! Mulțumesc și eu!